care este recomandat și de anumite protocoale internaționale, dar spun că în situația actuală avem 82 de școli care au acest registru mic și ei vor interveni pe fiecare școală pentru a identifica soluții ca cât mai mulți elevi să meargă fizic la școală. Termenul care l-a promis, termenul minim, să spunem, pe care și noi am încercat să fim insistenți pe acest termen, a fost de 2 săptămâni. Noi totuși am dat și opțiunea ca noi, părinții, să ne asumăm mersul copiilor la școală în format fizic 100%, deci fiecare din noi să semneze o declarație. Așteptăm aceste 2 săptămâni, la sigur ele nu vor soluționa în toate școlile problemele și 100%, pe unele școli se vor soluționa, pe unele întrebarea va persista. Noi propunem, sau așa, ca idei spontane ar fi, pentru cei elevi care nu vor avea acces zilnic la educație, să depunem plângeri la Consiliul de Nediscriminare pentru lipsa accesului la educație sau discriminarea în acces la educație, iar și să venim cu aceeași solicitare din partea părinților ca să ni se permită, în contextul în care deja avem vaccinare, cine vrea se vaccinează, cine nu, noi nu putem impune, dar să ne asumăm noi responsabilitatea pentru sănătatea copiilor noștri, ca să poată merge zilnic la școală, pentru că pericolul online-ului nu este mai mic decât pericolul COVID-ului, din păcate. Și atunci această durată lungă se are un efect foarte negativ despre care am vorbit. Dacă aveți alte propuneri, le așteptăm în grupul Părinților Solidari sau avem un e-mail, îl găsiți la fel parintesolidari@gmail.com. Cred că mai putem să facem și niște comunicări dacă doriți, avem toate e-mail-urile dumneavoastră, putem face niște zoom-uri prin care să vedem ce facem mai departe. Așteptăm 2 săptămâni și la finele acestea discutăm care sunt pașii de mai departe. Sunteți de acord? Nu? Dați alte soluții. Noi la fel am cerut domnului ministru, doamnei ministre, două doamne secretare de stat din partea Ministerului Sănătății și Educației care au fost prezente, că atunci când vor face această evaluare pentru fiecare instituție și în cazul în care într-o anumită instituție nu se poate respecta distanța de 1 metru, să vină cu soluții alternative pentru a asigura prezența copiilor la școală. La fel, am cerut că atunci când se emit anumite decizii, să se ia în calcul vârsta copiilor și dependența acestora de un adult în preajmă în tot procesul educațional. Toate aceste cerințe au fost notate și ni s-a promis că în 2 săptămâni vor întreprinde măsuri de evaluare pe fiecare instituție și vor veni cu anumite soluții, cu anumite propuneri de îmbunătățire a situației. Acum ne rămâne să monitorizăm, să urmărim declarația, să vedem ce fac ei de fapt. Am o soluție pentru părinții care copiii sunt în online, să depunem plângeri, cereri. Putem să elaborăm un draft tipic sau un draft exemplu, pentru că el nu acceptă ca copilul să facă, nu își mai poate permite ca copilul să facă lecții online din motive de sănătate și cere prezența fizică a copilului la lecții. Un draft cu expediere către director și către minister și lasă ministerul să ne spună ce facem cu acești copii care au probleme de sănătate și nu pot face online lecții sau au o delăsare, să spunem așa, pedagogică, care sau au o carenție în studii. Trebuie să găsim deja soluții, pentru că le încercăm pe toate, să spunem așa. Nu ne lăsăm, nu lăsăm mai în jos, dar încercăm să venim pe fiecare aspect sau cu mai multe opțiuni, să spunem și noi, ca să facem mai departe auzită problema. Vom totaliza aceste gânduri care le-am spus acum pe pagina Părinți Solidari și cei care vor vrea să facem ceva mai departe, fie pe partea de cereri, fie pe partea de discriminare, ne veți putea scrie și vom discuta deja fiecare grup sau vom identifica soluții pe grupuri. Ok? Altceva mai mult nu am putut face decât atâta. Sper că am fost auzit și sper că autoritățile, chiar dacă azi nu ne-au dat soluții, le-am dat un impuls și o motivație mult mai puternică să soluționeze problema educației. La mulți în sat, mă auziți? La mulți în sat este așa o cauză. El șede părintele în diasporă, șed cu bunei,
au calculator și telefon. Unii se ocupă de porăit prin o grază, prin alta. Asta pur și simplu cazul ăsta la mine. E o persistat, eu am văzut. El ieși pune, el pune calculatorul, îi stinge camera și lasă să vorbească. Și el șede în fața la calculator, dar cu telefonul șede și se joacă. Sau chiar la calculator se joacă, da. Nu e unicul caz, adică, sigur, asta, da. Asta nu e un mecanism nici pe aproape ideal. Educația online este o educație ineficientă, de fapt. Educația, eu și vreau să zic. Zero, da? Asta nu e educație, noi așa am numit-o. Ceea ce mai înainte se numea absenteism de la lecție, acum se numește educație online sau la distanță. Nu este eu ok. Eu și vreau să menționez că educația prin online ar trebui să începe cu un punct adăugător, obligatoriu cineva din părinți prezinte. Ceva prezinte. Numai în cazul este, Ana, așa, da, poate așa e rezultat. Din trebuie soluții mult mai eficiente decât cele care le-am avut până acum. Sperăm să fim auziți. Vom vedea în următoarele săptămâni. Eu vă mulțumesc tuturor care au avut răbdare până acum, dacă cineva are întrebări. Nu, noi am dat astea de opțiuni, opțiunea ea până când nu a fost agreată sau acceptată. Opțiunea guvernanților la moment sau Ministerul Educației cu Ministerul Sănătății care a fost prezent la discuții este că ei păstrează acel metru, că nu pot să-l scoată nici de cop, dar vor căuta soluții ca cât mai mulți elevi să fie prezenți în liceele unde acum avem problema online-ului. Asta a fost cert spus, 2 săptămâni. Nu știu cum va fi mai departe. Urmărim. Haideți să încercăm. Da, asta ar fi chiar opțiunea de clase întregi să meargă cu astfel de cereri prin care o clasă întreagă și are responsabilitatea pentru sănătatea copiilor și a profesorului pentru perioada de prevență fizică la 100%. Cred că ar fi să încercăm și pe asta, pentru că vedem, situația nu este una clasică și una standardă. Da, noi vom pune astfel de opțiuni pe pagina noastră și cine, cred că vom face o formă sau ceva în care fiecare va putea expune iată eu vreau să studiez așa sau așa, după care vom realiza acele drafturi de cereri, cum le depunem și așa mai departe. Ok? Asta ce am putut noi face la moment. Dar știți că noi nu lăsăm mâinile în jos, monitorizăm situația și punem presiune mai departe. Ea este publicată în pagina guvernului. Ea trebuie să iei hotărâri de guvernul 20, publicată în monitorul ceasului, dar nu trebuie comisiei. Haideți, fiecare, ascultați, fiecare are opțiunea lui. Nu, dumneavoastră aveți tot dreptul, noi chiar vă încurajăm. Noi am avut chiar pe lăbi și nu ne-au dat nici un răspuns cu hotărârile semnate. Nu, dumneavoastră aveți dreptul să cereți asta și ne informați pe noi ce se întâmplă pe această parte. Haideți să consultăm juriștii, haideți să vedem. Doamna, dar dumneavoastră trebuie să începeți de la lege. Există în învățământul... Noi de la asigurarea accesului copiilor la educație. Dumneavoastră, de la lege începeți. În Republica Moldova nu există învățământ online sau la distanță pentru școli primare, gimnaziale și liceale. Legea trebuie respectată. Asta e tot. De aici se începe. Context este ordinar și context pacientic. Acum este un pic altceva. Haideți fiecare face ce poate. Eu rog foarte mult să nu ne îngănuiți pe noi, noi facem ce putem. Ca fiecare cetățean. Puteți dumneavoastră face mai mult, postim, noi doar rostim deschiși. Noi am mers să discutăm o petiție. Да, 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 да